un pasaj foarte cunoscut pe care îl citim de obicei la Cina Domnului. Și să citim de la versetul 26 până la 46, citirea va fi mai extensivă, deseori citim doar parțial. Spune cuvântul, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până când îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu. După ce au, mâncat, după ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci, Isus le-a zis: În noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină de poticnire, că ce este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și i-a zis: Chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Petru i-a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au zis același lucru. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc în grădin numit Ghețiman și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se măhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici a găsit dormind și a zis lui Petru, ce, un ceas n-ați putut veghea împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuia sără ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul, ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haideți să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Amin. Vă invit să ocupați lor. Dragi frați și surori, suntem din nou la cina Domnului, un moment binecuvântat în care stăm înaintea Lui, medităm la moartea Domnului și mai mult decât orice primim viață. Amin? În această dimineață am venit cu dorința să căpătăm iertare, sfințire și viață din ranele Lui Iisus Hristos. Ca de obicei, dragii mei, și în această dimineață m-am gândit să mă refer la un aspect al cinei Domnului. Cina Domnului este o sărbătoare bogată, moartea Domnului Isus este, dacă vreți, punctul culminant al tuturor celor patru evanghelii, parcă ar fi uh, uh, patimile lui Hristos, spunea cineva, evangheliile sunt ca niște patime ale lui Hristos cu niște introduce. Dacă până la patimile lui Hristos, evangheliile curg cu o, o viteză fantastică, acolo, la final, toate patru se opresc, E un fel de slow down. Și fiecare evanghelie merge încet și se narează moartea lui Hristos într-un mod detaliat, pentru că moartea lui este centrul istoriei creștine. Nu vreau să vorbesc despre toate aspectele morții Domnului Isus, însă în această dimineață m-am oprit la pahar. Biblia ne spune că noaptea în care a fost vândut, Iisus a luat o pâine și un pahar. Însă în această dimineață am citit mai multe versete din această, din această pericopă, din această istorie, această narațiune. Pentru că de cele mai multe ori ne oprim la cina Domnului la un pahar paharul despre care Iisus a zis, luați și beți toți din el. Să, dragii mei, dați în voie să vă spun că în noaptea în care Iisus a fost vândut, nu a fost numai un pahar. Și am citit pasajul următor ca să vedem imaginea întreagă în noaptea în care Isus a fost vândut, au fost două pahare. Biblia ne spune mai departe, de la 36 în jos, că Isus s-a rugat și a zis, Tată, dacă ești cu putință, depărtează de mine parul acesta. A fost un pahar care a zis Isus, beți toți. În dorința lui ar fi zis: Dacă ar putea să bea miliarde de oameni din el, o oh, ce bine ar fi, beți toți din el. Și în această dimineață, biserica elim vreau să audă: beți toți din el. Dar a fost un alt pahar despre care a zis Isus, Doamne, nici eu nu vreau să beau din el. Dacă se poate, te rog paharul acesta, al doilea, depărtează-l de mine. Biblia ne spune că a venit din nou la ei, le-a zis a doua oară, cum n-ați putut vegea un ceas împreună cu mine? Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și bine, Biblia ne spune mai departe, în versetul 42, că s-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă ești cu putință, Depărtează paharul acesta fără să-l beau. Și ni se spune că s-a rugat și a treia oară și a zis aceleași cuvinte. În această dimineață, dragi frați și surori, vreau să prezint pe Domnul Isus Hristos între două pahare. De fapt, așa se intitulează predica de astăzi: între două pahare. Mă gândeam, dacă în primul era sângele legământului, are ce-o fi fost în al doilea? Nu știm. Nu știm. Oare de ce Iisus a zis, Doamne, depărtează de mine? Dacă se poate, te rog, aș vrea să nu beau, să nu beau paharul acesta. Să dragii mei, vreau să vă spun că Iisus la final a zis, dacă trebuie, Tată, fie voia ta, am să-l beau. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că Iisus a ales să bea paharul acela. Mă întrebam oare ce era acolo? Ioanid în creativitatea lui și imagina și zicea, un pahar stătea în față, zice poezia, și Isus privea îngrozit tot veninul omenirii. Trebuia acum sorbit. Și spune poezia, tot noi anul de osândă din străvechile cetăți ce așteptea în negru cloco ceasul asprei judecăți. Tot desfrâul din Sodoma, toată cloaca din Pompei, urăciunea lui Mamona și a mulțimilor de zei, toată zgura sângerândă din cuptorul lui Moloch, toată ura lui Aman și a lui Antioch, toate petele de sânge de pe vulturul roman, de pe mâinile lui Nero și a lui Dioclețian, toate cheagurile negre, spune poetul, de pe arginți din vreun ungher, a negoțului de carne, de onoare și de cer, tot ce a strâns și ce va strânge vechiul șarpe ca trofeu de la sângele lui Abel până la păcatul meu. În acel pahar era o sânda omenirii, în acel pahar era toată cloaca și mizeria care s-a strâns de șase mii de ani, cel puțin, în lumea aceasta. Iată-l pe Iisus în fața a două pahare, unul era binecuvântat, unul era sângele legământului, era viața, iar altul era o sânda pe care eu și tu o meritam. Era o sândă pe care Dumnezeu a pregătit-o lumii întregi. Biblia ne spune foarte clar, mă gândeam, oare cum să-l numesc pe paharul acesta? Cum îl cheamă? Cum îl numește Biblia? Biblia ne spune așa de frumos în, în Psalmul 75, în versetul 8 așa. În mâna Domnului este un potir. Auziți? În care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă Dumnezeu, spune Psalmul, toți cei răi de pe pământ sug, îl sorb și îl biau până la fund. Vreau să observăm în această dimineață că Dumnezeu nu are un pahar numai pentru copiii Lui. Biblia ne spune aici că este un pahar pe care Dumnezeu îl are în mână, un potir în care fierbe un vin și pe care Dumnezeu, din când îl când, îl toarnă peste oamenii din lume. Oare cum se numește paharul acesta, mă gândeam? Și Obadia completează și spune așa de frumos, căci după cum ați băut, spune el evreilor, din paharul mâniei. Tot așa spune cuvântul voi, cei de pe muntele meu cel sfânt, tot așa neamurile îl vorbea necurmat. Iată, Biblia ne vorbește despre un pahar numit paharul mâniei. Paharul mâniei lui Dumnezeu este o ilustrație biblică întâlnită deseori, îl găsim și în alți păroci. Spune Ieremia în capitolul 25, în cartea lui, căci așa mi-a vorbit Domnul Dumnezeu lui Israel, ia din mâna mea, auziți ce are Dumnezeu în mână? imaginăm pe Dumnezeu doar așa un fel de bătrânel naiv, cu barbă, bun, bun ca un bunic așa pe care îl putem păcăli, care are așa în mână porumbei sau știu eu ce are. Însă Biblia spune că Dumnezeu are în mână un potir și spune lui Ieremia, Ieremia ia din mâna mea acest potir plin, auzi, plin cu vinul mâniei mele și dă-l să-l bea. Cine? toate neamurile. Biblia ne spune că nici unul dintre noi, nici eu, nici tu, nu a meritat mântuirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, potirul acesta este pentru neamuri. Paharul acesta este destinat o sândei fiecărui om care a păcătuit. Și dacă în dimineața aceasta îți amintești un păcat pe care l-ai făcut în viața aceasta, vreau să spun că trebuia să bei și tu din paharul despre care vorbește Ieremia. Să în această dimineață, dragii mei, vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima mea împreună cu dumneavoastră că Isus a băut el tot paharul. Era paharul meu! Era paharul mâniei lui Dumnezeu, era paharul tău și în această dimineață ar fi trebuit să bei din el. Însă mulțumesc lui Dumnezeu că Iisus Hristos, Fiul Lui, a băut și spune poetul așa de frumos în continuare, cerul întreg privește lupta, cineva cădea răpus și broboane mari de sânge ies pe fruntea lui Iisus, Sfinte Tată strigă Fiul, calea e nespus de grea, totuși facă-se, Părinte, voia ta, nu voia mea. O sana răsună cerul, spune poetul, cântă îngerii în văzduh, se încunună în biruință, lupta lui Isus în duh. Pot să vii acum o iată iată, jertfa își aleg. Dar Isus acum e gata ca să bea paharul întreg. Isus a făcut în acea noapte o inversare. Paharul pe care trebuia să-l beau eu l-a băut el. Pentru ca să poată zice astăzi, beți toți din el. Veți toți din el. Știți cum se numește paharul acesta al doilea? Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni 10, paharul binecuvântat pe care îl bem, nu este el împărtășirea cu trupul, cu sângele Domnului, spune acolo Pavel. Iisus a băut paharul mâniei. A făcut o rocadă care a schimbat istoria. Pentru ca eu și tu să bem asta dintr-un pahar pe care Pavel îl numește paharul binecuvântat. Și Matei îl numește aici și spune, nu este el sângele meu care se vasă spre iertare, paharul iertării, iată ce nume frumoase. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și vreau să sărbătorim în această zi alegerea lui Isus. A fost o alegere care a mișcat, care a marcat istoria și n-a fost ușor, frații mei, nu vreau să credem că a fost ușor. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a ezitat. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a dat înapoi și a zis, Doamne, dacă se poate, te rog, depărtează-l. Aș vrea să nu-l beau. Însă Biblia ne spune că Iisus, în urma rugăciunii, în urma stăruinței în noapte, a avut biruință. Vreau ca o paranteză să spun tuturor fraților și surorilor că Ispita nu ne întreabă când vine. Ispita nu te anunță, nu-ți dă preaviz, nu face appointment. Ispita te surprinde când ești cel mai nepregătit. Sunt convins, dragii mei, că n-a fost ușor pentru Isus. Mă gândeam că imediat după ce s-a rugat Isus, vin soldații și Petru încearcă să-l ajute. Și Isus spune plin de încredere, bagă sabia în nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl meu să-l beau? Oare de unde are Iisus atâta încredere, curaj, credință după 10 minute? În rugăciune. De aceea e importantă rugăciunea frași surori, de aceea insist mereu să venim la ora nouă, pentru că ceasul ispitei te poate prinde nepregătit. Iisus spune ucenicilor, rugați-vă să nu cădeți în ispită. Au căzut? Au căzut. Pentru că în timpul de rugăciune, în acel ceas de care vorbea Iisus, au dormit Însă iată ce înseamnă rugăciunea în viața Mântuitorului. El care s-a rugat în ceasul acela, în 10 minute când apare Iuda, este plin de curaj și în ceasul ispitei spune el, care spunea înainte, Doamne, depărtează paharul. El spune, oare nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau? Ce putere are rugăciunea! Ce putere are rugăciunea făcută cu credință. Mare putere spunea Iacov, ale rugăciunea făcută cu credința celui neprihănit. Isus a biruit prin rugăciune. Iisus ne dă o lecție astăzi, fraților, despre alegere. Iisus a fost între două pahare și a ales bine. Slavă Domnului. Măriți să fie în numele Domnului Iisus Hristos, El a ales bine și în această zi Iisus ne dă o lecție despre cum să alegem în viață. El a ales voia Lui Dumnezeu. Vor spune mult slavă Domnului că acum după 2000 de ani noi nu avem numai un pahar, noi nu avem de ales între două pahare. Iisus a fost într-o luptă grea. El a băut paharul nostru. Astăzi, noi nu avem opțiuni, suntem binecuvântați și avem doar un singur pahar. Mă întreb, oare chiar așa este? Oare ce spune Biblia? Ascultăm. Cuvântul Domnului ne vorbește în 1 Corinteni și ne spune în Așa de frumos în, 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 în pasajul care vorbește despre cina Domnului din Anticorinteni spune Fraților, nu putem să bem paharul lui Hristos și paharul dracilor. Păi se pare, fraților, că nu e așa de simplu cum credeam noi. Nu e vorba de ceea ce credeam noi, spune Anticorinteni 10 cu 21. Nu puteți bea paharul Domnului. Și paharul dracilor, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Astăzi la Elim sunt tot două pahare. De aceea mi-am intitulat predica astăzi între două pahare. Ce reprezintă paharul în Anticorinten 10? Care e simbolul? Spune cuvântul așa, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el, ce? Împărtășire. Tot pasarul vezi pe împărtășire. Spune, din potrivă eu zic că ce jerfez neamule, jerfez dracilor și nu lui Dumnezeu, nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Cuvântul ne vorbește clar că și astăzi noi avem de ales între două pahare și paharul în 1 Corinteni 10 este un simbol care reprezintă împărtășire. Se ridică o întrebare după 2000 de ani de la moartea Domnului Isus. Pentru tine, Biserică Elim, pentru tine, frate și soră, din ce pahar vrei să bei astăzi? la ce pahar te împărtășești astăzi în prezența Domnului Isus. Nu este doar un singur pahar. Există paharul lui Dumnezeu, pe care îl avem aici pentru dumneavoastră, dar este și paharul dracilor. Pentru că dați-mi voie să vă spun că diavolul nu doarme și întotdeauna ce face Dumnezeu copiază și el. Diavolul nu creează. El nu are creativitate, nu este inventiv, dar diavolul tot ce face Dumnezeu pervertește. Și are și el, Biblia spune, paharul lui. Și asta te întreabă Duhul Sfânt. Tu la ce pahar vrei să te împărtășești? Ce nume dă aici Biblia? No, nu nu ne place cuvântul drac. Parcă l-am colorat un pic pe satana și spunem cel rău. Așa e tradiția românească. Însă Biblia spune paharul dracilor. Și-s câțiva dragi care au nume în Biblie. Unul se numește Mamona, unul din marele căpetenii. Și vreau să te întreb astăzi, te împărtășești la paharul Mamonei sau paharul lui Dumnezeu? frați și surori, nu merge. Lăcomia și Mamona nu merge cu paharul Domnului. Și mă rog lui Dumnezeu să ne dea Duhul Său cel Sfânt, să ne dea lumină, să ne împărtășim numai la paharul lui Dumnezeu. Harul dracilor și unul dintre draci în Biblie Mamona și atâția oameni sorb din cupa lui Mamona în lumea aceasta. Biblia spune, nu puteți, nu se poate. Ori paharul lui Dumnezeu, ori paharul Mamonei. Un alt pahar despre care vorbește un alt demon cu numele trecut în Biblie este Belial. Ați auzit de Belial? ce Belial? Belial este Dumnezeul plăcerii nu poți să bei din paharul lui Dumnezeu și din paharul lui Belial. Paharul lui Belial e dulce. Acolo sunt de toate. De la droguri, la sexualitate. Aici e Belial, e lumea lui. În țara asta Belial e Dumnezeu să fie plăcere, să fie sexualitate, să fie droguri, să fie băutură, să fie distracții, ăsta e belial. Însă astăzi cuvântul lui Dumnezeu ne amintește, nu puteți să beți din paharul lui belial și din paharul lui Dumnezeu. Și pune aici o întrebare, Pavel, pentru unii care răspund: da de ce nu? De ce să nu bem din amândouă? Și spune el, sau vrem să întărătăm pe Domnul la gelozie? Sunt unii care într-adevăr spun, putem să bem din amândouă. Și Dumnezeu ne avertizează, nu întărâtați pe Dumnezeu la gelozie. Mă rog Domnului să ne ajute să alegem în această dimineață paharul Domnului. Paharul pe care Pavel numește paharul binecuvântat, slăvit să fie Domnul. eu că mai aș face o aplicație. Hai să o luăm și literar. Să o luăm literar că nu prea menționăm asta. Că spune aici Biblia de pahar, știți că la pahar se referă. În România am primit un etos penticostal care a fost foarte categoric cu băutura și știam că n-au ce căuta în casa noastră astfel de sticle. Mi-am că dacă primeam le aruncam la gunoi. Nu le dădeam cadou la șeful să căpătăm un job, nu le țineam de design, știam că paharul Domnului nu merge cu alte pahare. Mi se pare că s-au cam blurred the limits, s-au cam șters aceste granițe și nu mai e chiar așa de grav alcoolul și paharul acesta despre care Biblia ne avertizează să ne ferim de el. Îmi ce șoc am avut printr-o primă oară în America când uh, mi s-a pus pe masă o sticlă care cam așa arăta, verde, închisă, cu dop, zic, ce părere au membrii mei despre mine? Chiar vor să mă încerce? Și mi-am că mă zic, hey, relax, it's apple cider. Oh. Zice, numai sticla arată, zice, dar nu, înăuntru-i suc, zice, you can test it. Și am zis, noi bun, numai sticla. Că înăuntru-i suc, zice, bun, am băut și eu, m-am liniștit, zic, oamenii au numai sticle care arată, dar înăuntru-i suc, praise God. Și zic, ce bine că au, un fel, au o părere bună despre mine și nu-mi pun. E, mai sunt tineri care înveț cu doza și zic, frate, nu-i cu alcool. E bere, dar fără. Și poate să mai încurcă și mai ia cu câte 1% și 2%. Frate, e puțin 2%! Alteori m-am uitat mai atent la sticle și nu era apple cider inside. Și mi-a zis, frate, relax, nu îl bem, îi vin dar folosim la gătit. It's good. Eu zic că nu-i rău. Știu cum gustă carnea. Dar vreau să fim foarte atenți. The limits are blurred. S-ar putea să ne obișnuim cu astfel de sticle. Nu zic că e rău să bem apple cider sau că e rău să gătim cu vin. Știu că este un aspect culinar tot mai prezent în viața multora și nu-i greșit. Mâncarea gătită cu vin este gustoasă, dar, dragii mei, riscul este să ne obișnuim că nu-i chiar așa rău și într-o zi să bem puțin, apoi mai mult și vreau doar un lucru să spun în această dimineață, paharul lui Dumnezeu nu merge cu alte pahare. N-am venit să fac poliție, n-am să vă urmăresc, n-am să vă întreb. Însă vreau să vă spun ce mi-a spus un pastor baptist, cunoscut. Mi-a zis, vă felicit că în biserica penticostală ați interzis categorii băuturile alcoolice. Vă felicit. Pentru că noi, în biserica noastră, spunea el, am lăsat un pic le-am spus oamenilor că Biblia nu interzice și așa este, nu este o interzicere categorică. Știu textele cu Timotei, știu textele cu tot ce vreți, cu nunta din Cana, le știm bine toți. Însă spunea el, uh, foarte rar mai punem accent pe, pe, recomandarea Scripturii care spune, ferește te de pahar, fugi de nu te uita cum curge roș. Biblia care nu interzice categoric, recomandă strongly, cum zice americanii, cum zic americanii, strongly recommends to avoid drinking. Și spune el, pentru că n-am lăsat acea regulă strictă și am spus, aveți voi un pic, dar să nu vă îmbătați. Avem cazuri de beție în biserică și trebuie să-i punem deoparte și găsim pe frați în șanț, îmi spunea el, și avem membri în șanț. O să spun un singur lucru. Dumnezeu vă vede. Nu este treaba mea ce caută sticlele în casa cuiva, dar un singur lucru vreau să știți, paharul lui Dumnezeu nu merge cu alte pahare. Amin? Doamne ajută-ne! Și în final, dragii mei, pentru că timpul zboară, aș vrea să vă amintesc un lucru frumos din textul acesta. Biblia ne spune un cuvânt al Domnului Isus care mă aduce multă bucurie. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Aleluia! Știți că atunci când ne apropiem de trupul și sângele Domnului, noi nu pomenim doar moartea Domnului? De cele mai multe ori ne uităm la, la cina Domnului ca la o sărbătoare a trecutului și spunem că prin harul Domnului Isus, la cina Domnului, sărbătorim moartea Domnului. Nu doar atât. Iisus când a instaurat cina originală, a zis, luați și beți, este sângele meu, pomeniți moartea mea. Însă tot el a zis, luați și beți. Și ori de câte ori beți, să vă amintiți că va exista un pahar la finalul istoriei, nou în împărăția lui Dumnezeu. Ori de câte ori bem la cină, fraților, noi vestim venirea lui Isus Hristos și nu numai moartea Lui. Ori de câte ori pui mâna pe pahar și bei, amintește-ți că El a zis, îl voi bea într-o zi cu voi, nou, în împărăția lui Dumnezeu. Noi astăzi vestim venirea lui Hristos pe nori. Bând din vinul acesta vom vesti vinul cel nou care într-o zi se va servi și în această zi aș vrea ca mireasa lui Hristos să spună împreună cu Duhul Sfânt vie împărăția ta! La cina Domnului, fraților, există o dimensiune a viitorului la care nu ne gândim niciodată. La cina Domnului veștim împărăția lui Hristos care va să vie cu putere și cu mărire. Aleluia! În această zi sunt plin de bucurie că paharul acesta, fraților, nu-i numai în prezent. Spuneam că în urmă cu 2000 de ani au fost două pahare, astăzi sunt două. Vreau să vă spun că la finalul istoriei vor fi tot două. Și unul este acesta, despre care Iisus zice, îl voi bea într-o zi cu voi nou. Abia aștept, fraților, să fiu acolo, la marea petrecere a mielului. Ne imaginăm răsplătirile în fel și fel ca oameni. ne imaginăm că răsplătirea va fi în număr de aur, talanți, kilograme de aur sau cununi și sunt imagini biblice. Ne imaginăm, fraților, răsplătirea ca fiind știu 10 cetăți, cum spune acolo, și ca proprietăți. Și americanul gândește bine în termenii de proprietăți. Ce frumos că o să avem 10 proprietăți în cer, nu? Dar o să primim astăzi răsplătirea lui Dumnezeu, în termenii acestei a unui pahar. La finalul istoriei va exista un pahar al răsplătirilor. Aș vrea ca să ajungem să bem din paharul acela. Vreau să vă spun că ceea ce alegem astăzi influențează paharul din care vom bea la finalul istoriei. Să vreau să vă spun că la finalul istoriei, dragii mei, vor fi tot două pahare. Și al doilea pahar este din nou paharul de care vorbeam la început. Spune cuvântul în Apocalipsa, ultimele capitole care încheie istoria lumii. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. Șapte îngeri care aveau șapte urgii. Cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe ea erau cu lăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise și cântarea mielului și ziceau, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale împărate al neamurilor, Cine nu se va teme de tine, Doamne? Cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta pentru toate judecățile care, tale care au fost arătate. După aceea am văzut descăzându-se în cer templul cortului mărturiei. Și din templu au ieșit cu cei șapte îngeri care țineau cele șapte urgii. Erau îmbrăcați în incurați strălucitor, erau încinși în împrejurul pieptului cu un brâie de aur și una din cele patru făpturi vii a dat celor șapte îngeri șapte potire de aur pline cu mânia lui Dumnezeu care este viu în vecii vecilor. Știți că la finalul istoriei, vedeți aici este o imagine dublă pe marea de sticlă, sunt cei care vorbea din potirul mielului, Vorbea din vinul cel nou, odată în împărăția lui Dumnezeu și coboară imaginea și spune șapte îngeri cu șapte potiri ale mâniei lui Dumnezeu și continuă acolo pasajele și ne îngrozim în Apocalipsa 18 spune cuvântul așa de interesant. El a strigat cu glas tare un înger și a zis, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duc necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, pentru că toate neamurile le-au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și neguștorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Și spune cuvântul așa, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, chemarea lui Dumnezeu. Ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți curgile ei, spune cuvântul aici. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiurile ei. Și spune: răsplătiți cum a răsplătit ea și întoarceți de două ori cât faptele ei, turnați îndoit în potirul în care a amestecat ea. Pe cât s-a slăvit pe sine însuși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați chin și tânguire. Dragii mei, vine o zi în care nu vom alege noi, asta e încheierea. În urmă cu 2000 de ani a ales Isus și a ales bine. Astăzi alegi tu și aleg eu. Peste 2000 de ani, sau 1000, sau 100, sau 5, nu știm cât. Va alege Dumnezeu. Și El va alege în funcție de ceea ce alegi tu astăzi la masa Lui. Eu nu știu unde e Babilonul cel Mare. Dar mă îngrozesc când citesc Apocalipsa 18. Pentru că știți cum se identifică Babilonul cel Mare. Nu zice de homosexuali. Nu zice de prostituate nu zice de crime. Știți care e păcatul Babilonului? Pentru că s-a desfătat în risipă. Eu nu știu unde e Babilonul cel mare, dar nicăieri nu se risipește ca aici. Mă înfior. Mi-am amintesc cum în urmă cu ani de zile am trăit în Nepal cu 2 lei, cu un leu pe zi, Masa mea era 50 de bani dimineața, 50 de bani seara. Mâncam o săptămână cu 2 dolari. 2 dolari. Și mă uit la frigiderele noastre, la cât aruncăm, la viața de lux pe care o trăim. Și -o spune aici, poate nu ne gândim la misionari. Nu pot să cred că am putut trăi atunci cu, cu 2 dolari într-o săptămână. Și mâncam de 2 dolari toată săptămâna. Puțin. Gândesc la sutele, poate, care le risipesc acum. Gândește-te și tu. Babilonul cel mare este un loc al risipei, al desfătării. Vreau să te întreb, în ziua aceea, unde vei fi? La ospățul mielului? Sau la pariul Babilonului? Unde vei soarbe? Din vinul cel nou? Sau din potirul Babilonului? Cine astăzi e la paharul dracilor, cine astăzi sorbe din paharul Babilonului, în acea zi va sorbe din nou din paharul Babilonului. Însă astăzi te invit în numele Domnului Isus Hristos, acum la final, împărtășește-te cu Hristos, împacă-te cu El. Scoate afară orice alt pahar din viața ta și lasă-L pe Hristos să se împărtășească, să fie cu tine la masă, ca într-o zi să spună vino binecuvântatul Tatălui, vino și bea din vinul cel nou. În această zi veștim venirea Lui Hristos, ne bucurăm în ea, ne apropiem de El și mă rog ca Domnul să ne sfințească în această dimineață, să fim gata să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului Iisus Hristos.